Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Jurnal de Reghin. Vă invit să parcurgem împreună știrile zilei. 1 mai muncitoresc. Ce a fost și ce a ajuns? Asta am încercat astăzi să aflăm de la reghineni. Iar concluzia pe care am tras-o este că fiecare a marcat sărbătoarea în stil propriu, în funcție de program, cheful de distracție, dar și banii disponibili. Cât despre semnificațiile istorice ale zilei, acestea sunt uitate. Au rămas însă amintirile despre sărbătorile de acum 10 de ani. Un 1 mai în stil propriu, împărțit între muncă și distracție. De asta am avut parte astăzi la Reghin. Cei care au avut liber de ziua muncii și-au rezolvat treburi prin gospodărie, ori au profitat pentru a se distra. Reghinenii care au fost la serviciu s-au grăbit acasă pentru a mai prinde câteva ore de grătar și mici. Cert este că aproape nimic din ziua de astăzi nu mai amintește concitadinilor noștri de sărbătorile comuniste. Sărbătoriți de 1 mai, ce faceți astăzi? Da, ne plimbăm. N-avem ce face. Și plimbarea este ceva deosebit? Da, păi absolut, sigur. Plimbarea, mișcarea trebuie cât de multă să fie. La ce vă gândiți într-o asemenea zi ca cea de astăzi? Vremurile dinainte. Cum era? Din urmă, foarte frumos. Chiar acum am zis că fanfara nu-i micăria. Ea l-a dat să difila. A fost de dimineață? Puțin, dar păi elevii uniți, cu steagurile și cu tare. Ce a fost înainte? Era... Pampara s-a dus în Maghiare, din s-a dus în ăsta. V-a trezit amintiri? Păi da, cum să nu, era înainte. Și pădurea rotundă era plină. Astăzi ce veți face? Păi de acum nu avem ce face, că nu știu, la pădurea rotundă nu avem ce discuta. La Borsec. Așa, un grătar sau ce? A, una alta. O singură zi? Da, dar o singură zi. Pentru că mâine lucrăm. Acasă, munca. Muncă de 1 mai? Totuși e săptămâna mare și prefer să stau acasă. Deci nu, distracție, nu? Nu, săptămâna asta nu. Recuperez săptămâna viitoare. Momentan nu, pentru că sunt la muncă. Cum să sărbătoresc? Prin plimbări. Este o sărbătoare, de fapt? Da. Vă spun sincer, da. Și cum ar trebui să o marcăm? Prin distracție, mergi la grătar. Nici într-un caz nu prin muncă. Vă amintiți ceva legat de ceea ce era în urmă cu foarte mulți ani, de 1 mai? Da, defilări. Nu știu, la iarbă verde, în grătare. Se mai poartă? Da, cum să nu? Da, se mai poartă. Sau seara ieșim? Depinde. Unde? În club. Deci e distracție, se simte, e sărbătoare. Da, da, mai ales că nu facem ore. Fără grătar, fără mici? Nu, acasă fac grătar, acum am luat bere și sărbătoresc. Vă amintiți cum era pe vremuri? Sigur că amintesc că așa am început, după război. Cu fel de fel de... mergeam la întreprindere, steaguri, pancarde, veneam aici tribună unde a fost miliția. Mă rog, pe urmă la grătar primeam câte un bon pentru o flecă, bere. Și mergeam ori la pădurea rotundă, ori în parc, adică era mai frumos. Cel mai recent studiu al Institutului Român pentru Evaluare și Strategie relevă faptul că aproape jumătate dintre românii chestionați cred că 1 mai nu și-a mai păstrat în ultimii ani semnificația de zi a muncii, iar peste jumătate cred că 1 mai se sărbătorea mai frumos înainte de 1989 decât în prezent. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1689 de indivizi peste 18 ani în 26 și 29 aprilie 2013, iar eroarea maximă tolerată este de plus minus 2,5%. Pentru majoritatea dintre noi, 1 mai înseamnă mici și ieșire la iarbă verde. Ei bine, anul acesta, tradiționalele preparate la grătar au fost mai puțin servite din cauza postului ortodox, însă cei de la care n-au lipsit din meniu le-au pregătit mai degrabă în curte, la umbră, decât sub soarele dogoritor de vară. Așa se face că locurile de picnic, de la marginea pădurii, ori de pe malul apei, au fost puțin populate astăzi. Majoritatea românilor aleg să-și petreacă zilele de la începutul lunii mai la iarbă verde, iar peste jumătate preferă grătare de 1 mai. Cel mai recent studiu al Institutului Român pentru Evaluare și Strategie relevă faptul că 2 din 10 români vor pleca undeva în perioada 1 mai-Paști, majoritatea optând pentru a merge în vizite la rude și prieteni, adică 54%, la munte 35% sau la țară 34%.
41% dintre cei chestionați spun că vor ieși la iarbă verde de 1 mai. Așa s-a întâmplat și la Reghin, unde locurile de picnic de la marginea pădurii ori de pe malul apei au fost puțin populate astăzi, din două motive majore. Postul ortodox i-a determinat pe mulți reghineni să se abțină de la carne, iar soarele dogoritor de vară i-a împins pe mulți să rămână în curte, la umbră, ori chiar în casă. Cu ce ați venit astăzi pregătiți aici? Cu mici, cu carne de pui, pulpe, bere, apă de izvor. Înseamnă că ați cheltuit ceva bani. Câțiva, orice distracție, fără bani nu se face. Cum vi se pare atmosfera de aici, de la pădurea rotundă? Foarte frumos. M-a păcat că o stricat aici drumurile astea. Credeți că vor fi mai mulți reghineni puțin mai târziu, după masă? Mai târziu, dacă nu se lucrează peste tot, mulți se lucrează după masă. Dacă era liber, cum vă zicea și la televiziune, că e liber peste tot, deschise magazinele, parcă ar fi o zi normală din cursul săptămânii, de fapt e mijlocul săptămânii. Ceva cotlete și niște mici. A fost o sumă mare? Ne permitem astăzi să mai sărbătorim așa cum se cuvine, 1 mai? Știi cum e, românul când e vorba de așa ceva întotdeauna permite. Bine că avem loc totuși unde să putem să facem un grătar. Cum e cu căpușele? Păi astăzi am avut ceva alb aici pe ăsta. Am strâns vreo 4-5 bucăți să urcau. La soția a fost pe picior unul. Să fie acesta un motiv pentru care lumea nu mai vine la pădure? Probabil că după atâtea știri la televizor s-au întâmplat atâtea, poate să fie și un motiv. Și una la mână și a doua la mână, mă, știi cum e. E aproape și Paștele, sărbătorile de Paști, mai merg oamenii la țară, mai merg în stânga, în dreapta. Poate dacă nu era perioada asta, 1 mai și Paști foarte aproape, poate era mai multă lume. Sau mai, probabil că mai vin, mai târziu, înțelegi? Eu m-am servit, și o luăm spre casă. Potrivit aceluiași sondaj recent efectuat în rândul românilor, bugetul alocat pentru ziua de 1 mai este unul relativ modest. Unul din trei respondenți alocă până la 100 de lei. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1689 de indivizi de peste 18 ani, în 26 și 29 aprilie 2013, iar eroarea maximă tolerată este de plus minus 2,5%. Atenție la căpușe! Medicii mureșeni anunță că un caz de boală Lyme a fost confirmat în județ luna trecută. Vă spunem mai multe imediat în jurnal, când veți afla și că va fi liniște și ordine în mini-vacanța de 1 mai și Paște. Cel puțin asta își propun forțele de ordine din județul Mureș. Poliția și jandarmeria vor asigura efective mărite de astăzi și până pe 6 mai pentru prevenirea incidentelor. Vorbim despre aceste subiecte după ce trecem pe la redacția Meteo pentru o avanpremieră a jurnalului de vreme. Bun găsit la Jurnal de Vreme! Astăzi ne-am bucurat de temperaturi generoase de 28 de grade. După mai multe zile ca de vară, vom reuși să ne și răcorim pentru că meteorologii anunță ploi și temperaturi în scădere. Maxima zilei a fost de 30 de grade Celsius în județul Mureș. La Reghin însă am avut parte de un cer mai mult senin cu maxime de 27 de grade. Cu mai multe detalii despre vreme revin puțin mai târziu. Atenție la căpușe când ieșiți la iarbă verde. Medicii mureșeni anunță că un caz de boală Lyme a fost confirmat în județ luna trecută, având în vedere că în aceste zile un număr mare de persoane vor petrece zilele libere în natură la iarbă verde. Conducerea Direcției de Sănătate Publică Mureș face o serie de recomandări pentru populație în scopul prevenirii înțepăturilor de căpușe, precum și a consecințelor neplăcute și uneori grave ale acestora. Purtați pantofi sau ghete închise, cămăși cu mânecă lungă și pantaloni lungi. Băgați-vă pantalonii în ghete pentru a împiedica urcarea pe picioare a căpușelor. Purtați haine de culori deschise pentru a putea vedea ușor insectele. Când sunteți în aer liber, nu stați pe pământ. În caz de mușcătură, căpușa trebuie extrasă cu atenție și pricepere. Se recomandă de urgență un consultant medicului. Poliția
poliția și jandarmeria din Mureș vor fi la datorie în mini-vacanța de 1 mai și Paște. Reprezentanții instituțiilor anunță că vor asigura efective mărite în perioada 1-5 mai. Polițiștii vor acționa atât pe drumurile naționale cât și în zona lăcașelor de cult. Jandarmii mureșeni vor asigura măsurile de ordine publică cu o medie zilnică de 55 de subofițeri și ofițeri pe întreaga perioadă. Atât pe 4 cât și pe 5 mai se vor asigura măsurile de ordine și siguranță publică în zona bisericilor ortodoxe din municipii. Jandarmii sfătuiesc cetățenii să adopte un comportament civilizat și să se conformeze indicațiilor date de forțele de ordine pentru a preîntâmpina evenimentele nedorite. Doamnelor și domnilor, am ajuns și la campania noastră destinată întâmpinării Zilei Tineretului. Vă prezentăm și astăzi doi tineri care au ales să rămână aici și să spună da pentru Reghin. Bun găsit din nou! Urmăriți rubrica Da pentru Reghin, o campanie marca Da Reghin TV, care urmărește să promoveze tinerii de succes din municipiu. Astăzi ne oprim la domeniul întreprinderilor private. Ne bucurăm că avem afaceri multe în Reghin, conduse de persoane tinere, dar care sunt ajutate de părinți. Nimic rău în asta. Însă trebuie să-i apreciem pe cei care au obținut prin forțe proprii ceea ce au. Două asemenea exemple sunt Călin Țintoșan și Tibi Crețu, care au importat la Reghin conceptul de pub. Vă invit acum să le ascultați povestea. Ne face plăcere să fim în preajma tinerilor de succes din Reghin, oamenii care s-au născut aici și care profesează în continuare aici și o fac cu succes. Păi, stăm de vorbă în minutele următoare cu Călin Țintoșan, care a petrecut ceva ani în străinătate, chiar în Statele Unite ale Americii, și a adus toată experiența de acolo aici, la Reghin, și a pus-o în slujba noastră a tuturor. Este adevărat, da? Da, am lucrat ceva timp în Statele Unite și am ales după 2 ani să mă întorc acasă și să-mi continui activitatea acasă. Concret, ce ai făcut în străinătate? Am muncit, muncă fizică grea. Era bine plătită și era cea mai rapidă posibilitate de a face bani. Dar te-a atras în același timp acest domeniu al alimentației publice altfel, ceea ce numim noi puburi. Sincer, nu a fost printre planurile mele. Vroiam să investesc în ceva. Am stat mult și m-am gândit, după ce am ajuns acasă, ce să fac, în ce să investesc. Și tocmai a apărut așa ca o veste bună. Și mi-a plăcut. Am avut posibilitatea să mă înțeleg cu fostul proprietar. Și uite-ne aici. A trecut un an. Deja, da, aproape un an. Da, un an. Care ar fi concluziile după acest an? Cum au primit reghinenii ideea aceasta de pub? Concluziile, pe scurt, ar fi că uite că se poate. Se poate. Cu muncă și cu interes și cu strădanie, cred că se poate face treabă, chiar și într-un orășel ca al nostru. Clienților le-au plăcut. Au fost mici schimbări față de ce era înainte Dogma. Dogma există din 2010. Eu tot ce am adus nou a fost un suflu nou, ceva putere de muncă, mici idei, nu prea multe, dar interesul să fac treaba să meargă. În primul rând, de ce ți-ai dorit să te întorci în Reghin atunci, la momentul respectiv? Ca să fiu mai aproape de cei dragi. Și pentru că probabil ții întrucâtva la Reghin. Țin la Reghin, da. Țin la Reghin. Întotdeauna, când mă întreba cineva de unde ești, nu ziceam din Mureș sau de lângă Mureș, ești din Reghin. Da, pur și simplu, da, țin la orășelul ăsta mic. Ce-ți place la Reghinul nostru? Fetele. Sigur că au fost și dezamăgiri. Toată lumea trece prin anumite dezamăgiri atunci când vorbește de localitatea natală. Pe tine ce te-a dezamăgit cel mai profund aici în Reghin? Ce mă dezamăgește la țara întreagă, nu neapărat la Reghin. Sistemul, birocrație, bețe în roate puse din multe părți. Faptul că nu se face ce trebuie să se facă de către cine ar trebui să se facă, adică de către unele autorități. Faptul că se închid ochii de multe ori la niște probleme atât de stringente încât aproape că te lovești de ele. Sau chiar te lovești de ele și se închide ochii la astfel de probleme, mai multe. Deci, în general, problemele țării și problemele regiunii, nu sunt altele.
Am înțeles. Și dacă ar fi să vorbim despre tinerii din România sau, mă rog, din Reghin, crezi că este greu pentru tineri să se afirme? Cred că un tânăr, dacă își face treaba așa cum trebuie în domeniul său, nu e foarte greu să se afirme. Într-adevăr, este o tendință așa conservatoristă, să zic, să se păstreze vechea gardă, vechea conduce. Da, un tânăr, dacă își face bine treaba, eu cred că poate să intre în mediul în care vrea să intre. Cu dificultățile de rigoare, da, poate. Răspunsul e da, poate. Și tinerii de succes, sunt ei apreciați aici, la noi, la Reghin? Asta nu știu, că nu sunt unul dintre ei. Nu știu, or fi. Da, cred că da. Dar vezi în jurul tău tineri pe care îi consideri de succes și pe care lumea îi apreciază? Văd, da, sunt câțiva care cred eu că-s de succes. Păi îți mulțumim foarte mult pentru aceste cuvinte și îți dorim să-ți meargă afacerea ca să rămâi în continuare aici la Reghin. Avem nevoie de așa ceva. Mulțumesc pentru urare și sper și o să meargă pentru clienții mei, în primul rând. Și pentru mine, pentru noi, pentru mine și pentru asociatul meu și pentru colegii mei, da? Mulțumesc pentru urări. Trebuie să recunoaștem, Reghinul, din fericire, este în continuă schimbare și datorăm asta unor tineri care se încăpățânează să rămână aici, în municipiul nostru, și să facă lucrurile să meargă. Ei bine, Tibi Crețu este unul dintre ei, pentru că și-a ales să profeseze, de ce nu, într-un domeniu mai deosebit. Voi faceți aici ceea ce lumea numește pub. De fapt, un fel de socializare, adică mai mult decât a sta la o cafea. Înseamnă a socializa. De ce tocmai un pub și nu, să zicem, un local obișnuit, unde doar să stai la bar și să servești? De ce ați vrut să faceți mai mult? Păi, ne-am gândit să facem un local de nișă. Un pub în Reghin nu exista până acum. Și ne-am gândit că ar da bine pentru oraș, pentru viața de noapte orașului și nu numai, pentru socializare, pentru că într-un pub se socializează. Unde ai luat contact cu acest domeniu, să zic? Prima dată ca și client, bineînțeles. Cred că majoritatea administratorilor de cârcium, cum le spun eu, înainte au fost clienți în anumite locuri. Și asta a fost contactul meu, în primul rând, cu acest domeniu. Unde ai frecventat? În Cluj. În Cluj, unde este o piață destul de mare și de unde cred că multă lume poate să învețe. Dar ai fost și în străinătate. Care a fost diferența pe care ai sesizat-o între ceea ce înseamnă un pub în România și dincolo de granițe? Acum, să vă spun, un pub dincolo de graniță, un pub într-o țară străină e oarecum diferit față, nu, e total diferit față de ce este în Reghin. Dar să știți că un pub din străinătate, un pub din Anglia, nu e diferit de un pub din București, de exemplu. Deci eu cred că ar raporta un pub de aici, din zona aceasta, nu numai din Reghin, și din alte orașe mai mici, cu un pub din străinătate e destul de greu, dar dacă mergi într-un oraș mare cum e Cluj, cum este București, eu pot să raportez un pub de acolo cu un pub din străinătate. Cum au primit reghinenii această idee? În prima fază au primit destul de bine. Noi am încercat să facem un business de nișă aici. Sincer să fiu, am cam renunțat la idee, pentru că este un oraș mic, comunitatea de tineri este destul de mică, clienții vin și pleacă, sunt foarte mulți clienți care au plecat în orașe mari și nu se mai întorc de acolo, clar. Și atunci, nu știu, am încercat și încercăm și acum să ne adresăm mai multor tipuri, feluri de tineri. Pregătiți tot felul de activități, faceți și ceea ce înseamnă cultură până la urmă, de care avem cu toții nevoie. Încercăm. Noi încercăm să organizăm evenimente și încercăm să organizăm evenimente diferite în fiecare lună. Trecem de la stand-up la un concert de folk, de la un, nu știu, un concert de rock, la un concert de jazz, la un concert de... De la un concert de jazz trecem la party-uri electronice. Încercăm să acoperim o parte cât mai mare, o gamă cât mai largă de evenimente culturale.
Întotdeauna când ești pionier, să zic așa, într-un domeniu, este foarte greu și tocmai de aceea cred că trebuie să vă apreciem pe voi, fiindcă ați avut curajul să începeți așa ceva la Reghin și trebuie să vă mulțumim pentru asta. Am avut curajul și, cum ai spus la început, ne-am încăpățânat. Cred că este foarte mult încăpățânare să stăm pe piață. Adică suntem de 3 ani pe piață, consider eu că am ajuns cunoscuți oarecum în oraș. E ușor să ajungi la un anumit nivel, dar e cel mai greu, deci cel mai greu este să rămâi la acel nivel. Pentru că e ca un brand, ajunge undeva sus, are o perioadă în care stagnează și după aceea coboară. E bine, nu știu ce urmează în continuare. Cât de ușor îți este să reușești, având în vedere că ești foarte tânăr? Destul de greu. E o muncă în continuă. În continuu trebuie să muncești, în continuu trebuie să vii cu idei noi. Trebuie să oarecum să cercetezi piața și să în principiu să vii cu ceva nou. Nu e ușor, e greu. Am auzit oameni spun că noi suntem originali în ceea ce facem. Nu suntem originali, trebuie să recunoaștem. Originali sunt, nu știu, trebuie să fiu geniu ca să fiu original. Original a fost Steve Jobs. Noi încercăm să ne adaptăm pieței și recunosc, luăm idei din locuri deja consacrate. Recunosc lucrul acesta. Nu suntem foarte originali ceea ce facem. Luăm idei din locuri consacrate, vedem care este trendul și încercăm să ne adaptăm trendului. Oricum, faceți ceva de care noi avem nevoie și o faceți foarte bine. Tocmai de aceea vă mulțumim și mult succes în continuare. Vă mulțumim și vă așteptăm pe la noi și dorim clienților noștri o vară frumoasă alături și așteptăm la noi în local și în grădină. Aceasta a fost rubrica de astăzi dedicată tinerilor care au spus da pentru Reghin. Mâine vă aducem pe micile ecrane alte persoane de care trebuie să fim mândri. Vom sta de vorbă cu arhitectul Klaus Birtler și președintele Asociației de Proprietari numărul 10 din Iernuțeni, Sorin Cetinean. Toate aceste interviuri pot fi urmărite și online pe pagina noastră jurnaldereghin.ro, acolo unde vă stăm la dispoziție și pentru discuții. Până la o nouă întâlnire, vă doresc numai bine! În rubrica Implică-te, realizată de colega noastră Veturia Fechete, veți afla astăzi cum este sărbătorită ziua de 1 mai în organizația PSD Reghin. Doamnelor și domnilor, în rubrica Implică-te de astăzi aflați cum este sărbătorită ziua de 1 mai de către organizația PSD Reghin. Mai multe amănunte aflați din materialul următor. Suntem împreună cu doamna primar, doamna Maria Precup, într-o zi minunată de primăvară. A reînviat natura. Ce simțiți? Când văd atâta verde, mă gândesc că am trebuit să facem și noi un pas înainte și să arate orașul nostru minunat, pentru că este săptămâna patimilor. Partidul Social Democrat a considerat că nu este oportun să sărbătorim cu micii cu bere, așa că ne-am hotărât să facem prin muncă o acțiune de văruire a pomilor din Parcul Central al Municipiului Reghin și zona adiacente. Deci în funcție de cât vară avem și cât timp ne ia, pentru că în parcul nostru este foarte multă verdeață și sunt mulți pomi și poate o să arate mai bine după ce îi înveselim și noi. Haideți să ne facem câțiva pași în minunatul nostru parc. Era corroborată sărbătoarea Paștelui, cum spuneam, cu venirea primăverii și atunci împrimenirea gospodăriilor de și la țară. Și a sufletului că mergeam la spovedit și în săptămâna patimilor mergeam la seara la slujbă și de joia seara și atunci, în timpul zilei, curățam curtea, curățam tot ceea ce se întâmpla în jurul casei, eram și noi implicați ca mici copii. Dar acum asta nu o facem ca să fie un gest populist sau așa, este un imbol al tuturor cetățenilor să participe la frumusețea orașului nostru și sper să fie apreciat gestul nostru, mai ales că toți colegii, tot ne-am gândit ce putem face, ce putem face pentru orașul nostru. Era vorba să mergem să facem curat în căminul de bătrâni sau la o grădiniță, dar pentru că instituțiile își fac acest lucru, ne-am gândit să facem un lucru pentru întreaga comunitate și chiar dacă
poate nu o să fie apreciat la simbolul. Căutăm să fie apreciat simbolul muncii noastre și implicarea noastră. E important puterea exemplului. Pentru mine funcționează. Totdeauna am avut în fața mea un idol la care am tins să ajung, m-am raportat și tot timpul am muncit să ajung mai, mai pregătită, să mă întreg pe mine. Totdeauna am fost în competiție cu mine și cu cei din jur. Eu nu o iau așa, pur și simplu am ieșit în aer liber să sărbătorim 1 mai. Apropo de 1 mai, există multă discuție, tot așa în societatea românească, multe comentarii pro și contra. De fapt, 1 mai este o sărbătoare a celor ce muncesc. Da. Așa o știm noi, este o sărbătoare comunistă, se spunea, dar pe care o savurăm cu toții cu plăcere și pentru cei din organizația mea, să nu stricăm ziua din familie, să ne întâlnim astăzi fiind 30 aprilie, în după masa aceasta frumoasă cu soare, să ne întâlnim astăzi în organizații și mâine fiecare să-și petreacă cu familia sau cum dorește, fiind o zi liberă. Pentru cei bugetari și pentru toți, de fapt, este o zi liberă și văd că au venit destul de mulți colegi, mă așteptam să fie doar tine și îi apreciez pe cei mai în vârstă care s-au implicat și au fost mai repede ajuns decât noi la sediu și așteaptă cu nerăbdare să trecem la muncă. E de asemenea foarte important ca generația tânără, nu credeți, să vorbim de respectul față de cei care muncesc și care, cum ați spus, cei care doresc să muncească, poate fi de asemenea un exemplu pentru tineri? Că tinerii din jurul meu sunt chiar cei care muncesc și care își doresc să muncească și cea mai mare problemă este căutarea unui loc de muncă și atunci eu apreciez pe cei tineri care își doresc și acceptă orice posibilitate de a munci, chiar dacă au studii superioare, chiar dacă au pregătire care nu corespunde cu locul de muncă, își doresc să fie util. Nu prea cunosc tineri care vin cu pretenții sau care vreau să câștige fără să muncească. Pentru toți locuitorii orașului și nu numai, pentru români în general, 1 mai este tot așa o sărbătoare a prieteniei, de fapt. Sunt 2 zile libere care oamenii le așteaptă cu drag să petreacă în familie și cred că, în primul rând, trebuie să ne dovedim respectul pentru cei care mai muncesc în societatea noastră. Pentru cei care muncesc, pentru cei care își doresc să muncesc și n-au unde. Deci, este de cei care au timp liber și întâi mai poate ar vrea să muncească și n-au unde. Dar, în general, este ziua muncii. Cei care erau ocupați tot timpul, era o zi de relaxare, dar știam că mergem la festivități și la tot felul de lucruri organizate și pe care pe urmă le-am criticat, dar la momentul oportun eu și acum le apreciez. Important este că trebuie să petrecem această zi, să fim liniștiți, să fim mulțumiți și să sperăm la mai bine și chiar să muncim să ne fie mai bine. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ne priviți, așteptăm mai departe întrebările dumneavoastră pe ziledereghin.ro. Rămâneți în continuare la Jurnal, numai bine! În ultimele 24 de ore, cea mai vizionată știre pe site-ul jurnaldereghin.ro a fost cea despre arestările care au urmat după altercația din Parcul Tineretului. Pe locul 2 în clasament s-a situat materialul despre plombările care se fac pe străzile din municipiu. Știrea despre cele 4 șantiere de lucru deschise în parohia Sfânta Treime s-a situat pe locul 3 ca număr de vizionări. Arestările care au urmat după violențele din Parcul Tineretului au trezit cel mai mare interes în ultimele 24 de ore pe pagina de Facebook Dar TV Reghin, materialul acumulând aproape 2000 de vizualizări. De asemenea, știrea despre plombarea drumurilor din Reghin cu aproape 1000 de accesări s-a clasat pe locul secund. Pe locul 3 ca număr de vizualizări se află materialul despre șantierele de lucru de la parohia Sfânta Treime. Puteți vedea și dumneavoastră știrile vizitând site-ul jurnaldereghin.ro sau pagina de Facebook Dar TV Reghin, cele mai populare site-uri cu știri din zonă. Rămâneți în continuare pe Dar Reghin TV și participați activ la emisiunile noastre. Astăzi, de la ora 21:30, nu ratați o ediție specială de 1 mai a emisiunii Șahmat, moderată de Ovidiu Ilisan. Invitații ediției sunt Sorin Pantea, Enea German și Emeș Ardelean.
joi de la ora 19:30 și în continuare de la ora 21:30. Vedeți o ediție specială a emisiunii cu și despre adolescenți. Cu ocazia Zilei Mondiale a Tineretului, Ghiță Zileriu și Andreea Mileșan vă așteaptă la distracție cu invitați surpriză. Puteți participa activ la toate emisiunile prin telefonul care vă stă la dispoziție 0365 100 116 ori prin mesaje pe pagina de Facebook Dar TV Reghin. Doamnelor și domnilor, știrile zilei de astăzi se încheie aici. Veți urmări în câteva momente rubrica Jurnal Plus, care vă readuce în atenție tradițiile locului legate de sărbătorile pascale. Și profită de super oferte. Televizoare LED, reducere de până la 700 lei. Promoția buyback, reducere de 150 lei. Iar la orice combina frigorifică și mașină de spălat, primești cadou un televizor Philips. Reduceri speciale și la cuptoarele cu microunde, expresoare, aspiratoare, sisteme de navigație, laptopuri, televizoare clasice Philips și Grundig. Nou, acum poți cumpăra de acasă mai ieftin, mai simplu și fără costuri. www.teletech.ro Reghin, strada Iernuțeni, numărul 41, în stația de maxi taxi spre Târgu Mureș. Telefon fax 0265 511 781. Teletech, cel mai mic preț pe care l-ai văzut vreodată. Nou, Northern Lor vă așteaptă în depozitul amenajat recent pe strada Gurghiului, numărul 63, lângă fabrica de bere. Aici găsiți obiecte sanitare, materiale electrice și întreaga gamă de șuruburi, toate sub același acoperiș. Northern Lor asigură transport gratuit în Reghin și în împrejurim. Prețuri fără concurență. Strada Gurghiului, numărul 63, lângă fabrica de bere. Northern Lor vă așteaptă cu o gamă largă de produse, materiale de construcții, materiale de izolații și hidroizolații, sisteme de acoperișuri, cherestea rășinoase, materiale pentru finisaje, sisteme de cărămizi, BCA și vopsele lavabile. Northern Lor, strada Pandurilor, numărul 136 și strada Gurghiului, numărul 63. Antrenează-te la un alt nivel cu Legs Ali Gym. Cea mai performantă sală de sport din Reghin te așteaptă cu aparate TechnoGym de ultimă generație, antrenor personal și programe personalizate, saună cu infraroșu și alte facilități premium. Informații suplimentare și programări la telefon 0365 486 886 sau la locația din Parcul Tineretului. Lex Ali Gym. Respect pentru tine! Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Florin Groză de la Haikyuu și vă spun că în spatele unui profil frumos se pot ascunde intenții periculoase. Tu cui dai accept? O campanie de prevenire a pornografiei infantile pe internet susținută de Poliția Română.
Paștele este pentru români, alături de Crăciun, cea mai importantă sărbătoare din an, pentru care fiecare familie se pregătește cu mult timp înainte. Deși sărbătorile pascale reprezintă pentru toți românii învierea Domnului Iisus Hristos, ele se sărbătoresc oarecum diferit în regiunile României. Cum este în zona noastră, ce tradiții au ajuns până la noi și ce trebuie să facem în Săptămâna Mare dacă vrem să fim tradiționaliști, aflăm acum de la invitata noastră, doamna Maria Borzan, directoarea Muzeului Etnografic din Reghin. Bună seara, bine ați venit la noi! Bună seara și bine v-am găsit! Suntem în Săptămâna Mare. Este săptămâna în care probabil tradițiile ies cel mai mult la iveală, atât în zona noastră cât și în alte zone. Da, e adevărat că nu numai în Săptămâna Mare, ci și în prima săptămână a postului, când de la începutul lăsatului secului, când au loc anumite rituri de purificare și profilactice, și Săptămâna Mare în care se intensifică aceste rituri, fac ca această săptămână numită Mare, nu pentru că sunt mai multe zilele ca număr sau mai lungi ca timp, ci pentru că sunt mai mari faptele săvârșite de Iisus. Și din această cauză, Săptămâna Mare, din punct de vedere bisericesc, a fost inclusă efectiv în sărbătoarea Paștelui. Și în aceste zile postul se asprește. Odinioară oamenii consumau în Săptămâna Mare doar fructe uscate, pâine și apă. Acum mănâncă și mâncărurile de post, dar sunt zile de întristare, de reculegere, de aducere aminte a patimilor lui Iisus și din această cauză, în biserică, în fiecare seară, preotul vorbește, citește din întâmplările din ultimele zile ale lui Iisus. Și în Săptămâna Mare, nu numai în regiunea noastră, ci în întreaga țară, pe lângă comemorarea acestor patimi ale Mântuitorului, se comemorează și morții fiecărei familii și se crede chiar că în această săptămână cerul, iadul și raiul se deschid și sufletele celor plecați se întorc, participă chiar la deniile care se țin în fiecare zi la biserică și de aceea sunt foarte multe pomene și pomeniri. Pomene cu lumânări, colaci, chiar și cu căni, cu vin sau chiar și cu haine. De ce? Pentru că se încearcă prin aceste pomeniri o comunicare cu spiritele plecate, dar și o comunicare cu Dumnezeu și un rol important sau o cerință obligatorie a oamenilor în această săptămână este să aibă, să ducă un trai exemplar în care abstinența de toate felurile și alimentară și comportamentală, chiar și cea sexuală, și reculegerea au un rol foarte important. De ce? Pentru că este o perioadă în care se crede, începând cu Vinerea Mare, că e timpul în care omul nu mai este protejat de divinitate. Este perioada în care Iisus a fost răstignit și până la înviere este o perioadă confuză în care profanul poate și forțele malefice să afecteze pe oameni. Există foarte multe pregătiri care se fac numai în această săptămână. Dacă în perioada imediat apropiată, Săptămânii Mari, oamenii încearcă să își curețe interiorul casei, în primul rând sunt văruiți pereții, se spală podelele, ferestrele, ușile, dar se scot la însorit, la aerisit toate hainele din casă. Mai mult la icoane și la bride, ștergarele sunt înlocuite cu ștergare curate, dar ștergare de sărbătoare, la fel fețele de pernă, fețele de masă. De ce? Pentru că este perioada de trecere de la un anotimp la altul și este nevoie de reînnoire totală. Așa cum se reînnoiește natura și omul trebuie să se reînnoiască, în primul rând trupește, și atunci în această săptămână
se acordă o atenție mai mare mersului la biserică, mai ales după masa, acum se fac slujbele de după masă, dar și spovedaniei și împărtășirii cu Sfânta Cuminecătură. În ziua de joi, când preotul sfințește pâinea Paștelui, iar seara sunt citite cele 12 evanghelii, mai există sate în care, acum nu, dar mai de mult, fetele, chiar în satele ardelene, mureșene, fetele trebuiau să se grăbească cu torsul lânii, mai ales pentru că cânepa a dispărut de mult, pentru că venea joimărița în controlul ei anual și pedepsea fetele leneșe care nu-și terminau treaba. Iar ziua de vineri, numită și vinerea seacă, de la postul negru, care se ține toată ziua până după asfințit și se poate ține acest post negru și ziua de sâmbătă, în Sâmbăta Mare, este ziua în care trebuie să terminate lucrările. Bărbații trebuie să-și termine curățatul ogrăzii, a grădinii, iar femeile în casă, și bărbatul este cel care acum, fie joia, fie vineria, sacrifică mielul. Ne întrebăm de ce acest animal care simbolizează blândețea, inocența, trebuie sacrificat. El este un animal solar și noi știm că în această perioadă, în preajma echinocțiului de primăvară, soarele are de dus o luptă crâncenă cu forțele ostile ale anotimpului friguros, rece, și atunci omul dorește să-i vină în ajutor făcând un sacrificiu, că la orice reînnoire sau înnoire este jertfă, și sacrifică pe zeul miel, cel care este un animal solar. Aceasta este tradiția care a pătruns prin ani. Da, din totdeauna. Cea mai sângeroasă dintre tradiții. Ținând cont de blajinitatea acestui animal și blândețea lui. Și de faptul că oaia lăcrimează când îi se ia mielul. Da, lăcrimează și este un animal foarte ascultător, blând și întotdeauna când faci un sacrificiu alegi ceva ce este mai rezistent, mai puternic. Ori ei sunt plajindar, este simbolul animalului solar, cel care reprezintă soarele în lumea animală, iar femeia este cea care trebuie să pregătească vinerea mare sau vinerea seacă bucatele tradiționale: pasca, cozonacul, drobul, friptura de miel, sarmalele și vopsesc ouăle. Deci acest, și nu în ultimul rând, trebuie să pregătească și hainele pentru sărbătoarea Paștelui. Nu se poate concepe o zi de Paști și unul din membrii familiei să nu aibă, dacă nu toate hainele noi, cel puțin ceva nou ca să poată merge la biserică. Ei, această tradiție se pare că nu mai este întotdeauna valabilă în fiecare an. La sate este, să știți. Cea cu valabil. Hainele noi. Da, deci nu se poate, oricât ar fi de modestă o familie, mai ales pentru copii, ea reușește să aducă o bucurie oferindu-i o hăinuță nouă, pentru că este ziua în care se merge la biserică duminica și toată lumea se uită să vadă cine este mai frumos îmbrăcată și cine este mai frumos aranjat și cine miroase mai frumos. Iar în sâmbătă, în noaptea de sâmbătă spre duminică, și ea face parte din Săptămâna Mare, se face slujba învierii, iar se veghează cu lumină, iar preotul, după ce anunță învierea, oamenii iau Paști, se întorc acasă și începe sărbătoarea efectivă a Paștelui cu un anumit ritual înainte de consumarea acestor produse tradiționale de Paști. Se ia întâi Paștele, deci cel care ia servește Paștele, se întoarce cu fața spre răsărit și spune Hristos a înviat, îi se răspunde adevărat că a înviat, și abia după aceea mănâncă. Și este un obicei care eu l-am întâlnit destul de frecvent în satele din zona noastră a Reghinului. Deci sunt oameni buni care în acea noapte se așează la masă. Dimineața. Deci seara când vin acasă, nu
iau Paști, dar dimineața, la prima oră, înainte de a începe să mănânce bucatele specifice, iau Paștele. Pentru că în biserică primesc. Deci iau în biserică atunci când preotul oficiază slujba de înviere. Referitor la ouă, ele se vopsesc, se pot vopsi deja de vineri, da, am înțeles. Da, ouăle se pregătesc, o parte din ele, cele care vor fi încondeiate, se pregătesc de la, se aleg de la jumătatea postului. Iar cele care se vopsesc și pentru a fi consumate, pentru că cele care se pregătesc pentru păstrare sunt ouăle muncite sau împistrite, acele au nevoie de mai multă migală și mai multă trudă, dar și joia și vinerea, femeile și fetele pregătesc ouăle, mai întâi le degresează, apoi dacă vor să fie, mai ales dacă sunt case cu fete mari, oul trebuie înfrumusețat, nu se lasă doar simplul ou roșu așa cum era înainte, și atunci folosește și în zona noastră, chiar dacă la noi se făceau ouăle scrise cu acid clorhidric sau apă tare, sau ouăle care erau îmbrăcate în ciorapă și se așeza pe ou o frunză pentru a-l alorna, a-l înfrumuseța, acum începe să se scrie și la noi mai frecvent oul în mai multe familii și chiar Valea Superioară a Mureșului a păstrat până în prezent tehnica încondeierii ouălor. Cât despre acel obicei de a merge la stropit, la udat? Da, acela este pentru copii în prima, dar mai exact în a doua zi de Paști, când copiii se duc din casă în casă și acolo unde sunt fete, în schimbul stropitului, pentru că la început se stropeau fetele mari la fântână cu apă, acum se face stropirea cu parfum după influență maghiară, iar răsplata este acordarea de ouă pentru copii. Iar la feciori, că în ziua de Paști, a doua zi de Paști, ulițele satelor sunt înfrumusețate de feciorii care poartă la pălărie mușcățile roșii. Atunci când fecior te duci la casa unei fete să o stropești, primești nu numai un ou, dar și o mușcată, îți spune, în pălărie și sunt serviți cu băutură. Dar sunt și alte obiceiuri în ziua de Paști, cele care sunt legate de sărbătoarea comunității. Sigur că da, urmează, mai sunt câteva zile până atunci și cu siguranță le vom aborda. Deocamdată însă va trebui să ne oprim. Vă mulțumim tare mult că ați venit în rubrica noastră. Vă dorim o săptămână mare, așa cum trebuie să fie. Și noi vom continua. Rubrica Jurnal Plus se încheie aici, doamnelor și domnilor. Veți urmări în continuare Jurnalul Economic și Cursul Valutar, apoi Jurnalul de Vreme și Calendarul Zilei. Mie nu-mi rămâne decât să vă urez o seară plăcută. Suntem Eșa Ardelean, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere! Trăim într-o lume a nesiguranței, a luptei pentru existență și în același timp ne căutăm o rază de speranță. Am convingerea că farmacia noastră Rofarma este acea rază de speranță pentru fiecare din noi. Avem o datorie pentru fiecare pacient, să le redăm zâmbetul, speranța, să învățăm să ne bucurăm împreună. Am putea vorbi despre trecutul, prezentul și viitorul farmaciei noastre Rofarma, dar există o sintagmă care spune că lucrurile vorbesc de la sine. Service Autoclass. Inspecție tehnică periodică 50 lei. Reglaj optic unghiuri direcție 60 lei. Diagnoză computerizată 25 lei. Reparații turbo, reparații cutii de viteză automate și manuale. Schimb ulei 25 lei. Manoperă la preț de criză.
Reghin, strada Pandurilor, numărul 154, ieșire spre Suseni. Telefon 0742 107 449. Service Autoclass. Cele mai mici prețuri din oraș. Husqvarna, prin Motor Forest Reghin, strada Călărașilor, numărul 26, vă așteaptă la campania de primăvară 2013, cu numeroase cadouri și reduceri. Motoferăstraie Husqvarna, însoțite de pachet promoțional. Motounelte și trimere, mașini de tuns gazon, dispozitive de toaletat GuardView, tractoare și ridere, aparat de stropit cu lichid sau pulbere, accesorii pentru grădinărit. Telefon 0265 521 612, 0746 249 431. Husqvarna, legenda continuă prin Motor Forest. Ai văzut. Acțiunea ta poate salva o viață. Dacă ai informații, anunță imediat poliția. Alertă răpire copil este un mecanism național de alertare a populației în cazul răpirii unui copil. Găsit la Jurnal Economic. Pentru început vă spun că de săptămâna aceasta a devenit operațional serviciul telefonic pentru informații cu referire la firme. Astfel, persoanele sau firmele interesate, dacă o companie este inactivă sau de regimul de taxă pe valoare adăugată, vor putea obține aceste informații transmițând un mesaj text prin SMS la numărul 1300. Mesajul trebuie să conțină codul de identificare fiscală al societății respective. Serviciul denumit Acces Date prin SMS a fost dezvoltat de mai multă vreme de Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale. Pentru început, serviciul va fi disponibil în rețelele de telefonie mobilă Orange și Vodafone, urmând ca în perioada următoare acesta să poată fi utilizat și în alte rețele. Sosirile și înoptările turiștilor au crescut în primul trimestru din acest an, deși înoptările au avut un regres în martie. Totuși, evoluția trimestrială este susținută și de un aflux mai mare de turiști străini în cele două perioade de analiză, potrivit datelor publicate de INS. În luna martie 2013, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, sosirile în structurile de primire turistică cu funcții de cazare au înregistrat o creștere cu 0,1%. Și în optările o scădere cu 5,3%. Sosirile turiștilor români au reprezentat în martie 77,6% din numărul total de sosiri, în timp ce turiștii străini au reprezentat peste 22% din numărul total de sosiri. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, știrile economice. Cu veștile din domeniu ne întâlnim mâine la aceeași oră. Vedeți acum cursul valutar al zilei. La revedere! Astăzi, casele de schimb valutar au vândut un euro cu 4 lei 35 de bani. Un dolar american s-a dat cu 3 lei 35 de bani. Un franc elvețian a fost vândut cu 3 lei 66 de bani. O liră sterlină a fost astăzi la vânzare 5 lei 20 de bani.
iar cu 1 leu 47 de bani s-au vândut 100 de forinți maghiari. De asemenea, la ghișeie s-a cumpărat un euro cu 4 lei 29 de bani. Un dolar american a fost cumpărat cu 3 lei 27 de bani. Francul elvețian s-a achiziționat cu 3 lei 47 de bani. O liră sterlină a costat astăzi la cumpărare 5 lei și 4 bani. Pentru 100 de forinți maghiari a trebuit să scoatem din buzunar 1 leu 42 de bani. Gramul de aur a ajuns astăzi la cotația de 156 de lei 54 de bani. Am regăsit la rubrica Meteo. Vreme numai bună de ieșit la grătar și plimbări. De asta am avut parte astăzi în județul Mureș. Temperaturile au fost peste mediile normale pentru această perioadă, cu maxime de 28-30 de grade Celsius. La Reghin s-au înregistrat 27 de grade, 26 în Târgu Mureș și 23 de grade Celsius la Deda. Cu toate că și mâine vom avea parte de temperaturi ridicate în județ, vom reuși să ne și răcorim pentru că meteorologii anunță ploi moderate. În Reghin, termometrele vor indica 28 de grade, la Târgu Mureș 26, în timp ce la Deda maxima zilei va fi de 21 de grade Celsius. Acestea au fost principalele informații despre vreme. Sunt Loredana Bendriș, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bine v-am regăsit! Astăzi se împlinesc 90 de ani de la nașterea lui Ion Popescu Gopo. Artist plastic român, creatorul a nenumărate filme de desen animat, în care personajul principal era omulețul lui Gopo. O creație proprie care l-a făcut celebru și a câștigat multe premii naționale și internaționale, actor, editor de film, scenarist și regizor de film. Gopo s-a impus prin creațiile sale artistice ca o mare personalitate a cinematografiei românești, câștigând în 1957 premiul Palme d'Or la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, Franța, cu filmul de scurt metraj Scurtă istorie. A primit titlul de artist emerit. Pseudonimul său de Gopo provine de la numele de fată al mamei sale Gorenco și al tatălui Popescu. Mai multe amănunte despre evenimentele acestei zile găsiți pe site-ul nostru.